Sălășanul Tevez alătură campaniei O carte pentru un elev, lansată de Alianța Liberalilor și Democraților Sălaj, cu scopul de a sprijini elevii cu posibilități materiale reduse din satele din județ. Prin această campanie se colectează manuale școlare, cărți de literatură cuprinse în lista de lectură obligatorie pentru elevi, rechizite și chiar jucării. Referitor la această inițiativă, deputatul Mirel Taloș, președintele ALDE Sălaj, a declarat: am demarat această campanie O carte pentru un elev în județul Sălaj, prin care încercăm să motivăm cetățenii județului să doneze cărți, rechizite școlare, manuale școlare, culegeri pentru copiii din mediul rural din județul Sălaj. Sigur că motivul este acela că întotdeauna copiii din mediul rural sunt mai defavorizați decât copiii din mediul urban. Aceste cărți pot fi aduse la sediul ALDE din Zalău, clădirea Transilvania, urmând ca la sfârșitul acestei campanii noi să le donăm unor copii nevoiași din mediul rural din județul Sălaj. Persoanele cu suflet bun din localitate sunt așteptate la sediul ALDE din Zalău pentru a dona manuale, cărți și jucării. Această campanie se va încheia data de 15 iunie, o zi cu semnificație deosebită pentru cultura românească, respectiv comemorarea 127 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu. Ulterior acestei zile, cărțile vor fi donate unor elevi cu dificultăți materiale din mediul rural. Campania este binevenită, luând în considerare faptul că în România unul din doi copii din zonele rurale trăiește în sărăcie, iar educația are o contribuție semnificativă în diminuarea nivelului de sărăcie.